Spune-le tu un pic de cum e treaba și cât de tare merge mașina și cât de greu e. Da, într-adevăr, am avut de multe ori experiența asta neplăcută, dar am avut și ocazia ca unii dintre acești oameni să vină cu mine în mașină cu Dacia. Ceea ce a schimbat foarte mult lucrurile, pentru că, într-adevăr, este perceput și acum, când vorbim de Dacia, Sandero, Logan, da, Suzuki... 0.9 sau ceva. 0.9, ce 100 de cai, da, când e vreme bună și atât. Dar te ajută foarte mult și sunt mai multe lucruri care te ajută. În primul rând, în România sunt două cupe monomarcă la nivelul ăsta, după care sunt mai multe, dar la nivelul ăsta de bază este Dacia și Suzuki. Asta înseamnă că tu ai posibilitatea să te bați de la egal la egal cu alții pe aceeași mașină și în aceleași condiții. Sunt și câteva premii acolo, te ajută. Ca și debutant te ajută foarte mult lucrul ăsta. Asta este primul avantaj. Al doilea avantaj cu o mașină slabă este că te învață să cari viteză. Asta e cel mai important lucru, pentru că tu, de exemplu, dacă ai începe cu o mașină de 200-300 de cai, nu face nimic decât să te sperie. Pentru că tu, din momentul în care mergi pe linie dreaptă, pentru că pe viraje nu ești în stare să mergi cu 300 de cai, dar mergi tare pe linie dreaptă și pe aia vin niște viraje unde tu mergi cel puțin la fel sau mai încet decât cu Sandero sau cu Logan. Ceea ce nu te ajută cu absolut nimic, pentru că trebuie să știm, și bănuiesc că și tu zici de foarte multe ori, mersul pe stradă și motorsportul sunt niște lucruri diametral opuse, adică nu au nicio legătură.